Da, te dai de aici să filmăm. Da, dă-te la o parte, tată, ușor, că-ți dai pentru doamna. Doamna, mândra mea, doamna. Să mai reparăm, da, poate reparăm acolo. Nașa! E velă de vapor acolo. Ia zi, Nașa! Cât are? Trei persoane care au luat 9, așa cum v-am spus, să fim atenți la testare, nu mai încercim de două ori. Nu mai spui cine a luat, că nu mai contează, data viitoare, deci nu mai încercim. Toți sunt valoroși, că cred că n-au fost atenția asta. Domnule, unii n-au fost. Scrie acolo, scrie acolo. Meșterul turistic. Da, bravo, bravo. Unde au avut și foc de tabără, da. Au avut și foc. De fapt, asta este a doua parte. Am avut o primă parte de formare cu dumnealor în decembrie. Am făcut o sesiune de 4 zile în care am învățat cum să ne adresăm pentru un loc de muncă, unde să ne adresăm, la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, la domnul Petrescu, cum confundăm noi de multe ori instituția cu persoana. Am învățat cum să facem un CV. Care mai țineți minte? Ce am mai învățat? Să facem o scrisoare de intenție. Pentru ce a zis că ne folosește scrisoarea de intenție? Da? Să prezentăm angajatorului ce? Marfa care o... Da? Și marfa pe care noi o avem, dar să prezentăm angajatorului pregătirea noastră. Adică în momentul în care se anunță un post, noi printr-o scrisoare de intenție și un CV putem să ne demonstrăm patronului în primă fază că știm să facem ceea ce facem. Ce spuneam noi despre vânzare? Care este rolul nostru atunci după ce am făcut aceste materiale? Ce ziceam? Când vine cineva să cumpere, suntem indiferenți? Să-i explicăm omului că e cu marfă bună, să-i spunem, din ce materiale făcute, pentru ce să facem treaba. E de calitate. Ca noi să avem o vânzare a produselor mai mare și calitatea să fie excelentă ca să putem să avem vânzare crescut. Principalele materiale din care facem noi împletiturile, care sunt, domnul Gheorghe? Zice dumneata. Principalele materiale din care facem împletiturile. Bețe de alun. Ce lucrăm noi în zona asta? Din zona asta lucrăm din alun, da? Mesteacă. Da? Ce ziceam? Sunt torul dar de noștri pe la Micești, până alte zone care lucrează din răchită. Are. Răchită și stejar. Are, noi nu avem. Puiesc de amici. Din pensit, da? La noi nu prea e răchită. La mine e răchită, de asta vă spuneam, că noi putem să ne luăm materia... De unde ziceam că putem să ne luăm materia primă? Dacă e să ia de obicei după lunca vrâurilor, dar putem să o luăm și din magazine specializate. Sunt magazine specializate care pot să ne vindă în cantități industriale. Vă spuneam eu dumneavoastră de experiment. Nu neapărat de experiment, de ceea ce vor să facă suedezii la Micești, în care au venit acea organizație de creștini din Suedia, pentru că dumnealor nu mai doresc. Și-ar dori ca românii și oamenii noștri rudarii să lucreze în comunitate, deja i-a ajutat să-și facă un centru meșteșugăresc în care să împletească răchita. Li s-au adus în primă fază răchită tocmai din zona Sucevei și li se asigură contracte pentru 5 ani de zile ca să poată să furnizeze marfa. Dacă dânsii reușesc să fie corect, să-și onoreze comenzile și să vină la această lucrare, în câțiva ani de zile vor fi independenți și își vor plăti și cartea de muncă din ceea ce dânsii fac. Și nu vor mai fi nevoiți să plece în străinătate copiii, să fie lăsați abandonați pe acasă, să mai plece copiii pe la Cercii sau prin alte părți. Vă spun că acolo, de când lucrează această organizație din Suedia, altădată n-aveam niciun copil la liceu, acum sunt cel puțin 20 de copii care sunt intrați la școlile de arte și meserii și la liceele din zona Piteștiului. Mai e un lucru bun acolo, tot fundația asta din Danemarca, din Suedia, pentru cei care învață bine, ca să-i stimuleze, le decontează și transportul. Și atunci, cu atât mai mare este responsabilitatea părintelui să-și urmărească copilul, ca acesta să se ducă la școală, să poată să-și termine programul și ulterior să continue atât pe locurile pe care noi le avem speciale acordate. Știți că avem locuri speciale acordate și la facultățile, la Universitatea din Pitești și la licee. Anul acesta, domnul Marian, pentru că s-a ocupat în principal pe zona aceasta, ni s-a aprobat 4 locuri la liceu pedagogic, 4 locuri pe care sperăm să fie ocupate, mai ales că sunt cel puțin 8, 9 persoane, 9 tineri
din comunitatea romă care vor concura pe aceste patru locuri. Știți foarte bine că avem educatoare și învățătoare de etnie romă, educatoare și învățătoare cu care ne mândrim de fiecare dată când avem posibilitatea să ne întâlnim sau în momentul în care au rezultate. Noi mulțumim tuturor profesorilor, dar în momentul în care cineva din comunitatea noastră reușește să facă și această muncă, dar reușește să-l trimite și la școală, da, vă spunem, satisfacția noastră este mult mai mare și împlinirea Nea Marian va fi atunci când cel puțin 2-3 și de la dumneavoastră din localitate vor fi la liceu pedagogic și la cel puțin 1-2 la facultate. Sper ca Dragoș, mediatorul școlar și celălalt reprezentant al romilor, președintele organizației locurile neocupate. Statul român ne oferă posibilitatea să ne ajute, trebuie și noi să facem eforturi ca să putem să ne integrăm și să ne adaptăm vremurilor moderne. Vedeți dumneavoastră, această meserie tot am crescut, că spunea cineva, ați venit să facem mături. Da, ne-am crescut cu această meserie, mături și coșuri. O și știți foarte mulți dintre dumneavoastră. Nu trebuie să ne fie rușine cu ceea ce am crescut. Adică e o muncă, nu fură materialul, din contră, facem, să zic așa, jubile. Persoana care ne asigură formarea s-a ocupat și a încheiat un protocol cu Ce cauză, cine ne-a învățat? Vom primi și subvenția pentru care suntem aici. Cine nu numai subvenția pentru care suntem aici. Dacă nu suntem numai pentru... Prin natura serviciului care o are acolo și funcții de care dispune la nivelul județului Argeș, fiind consilierul domnului prefect pe problemele romilor, noi nu odată, în cadrul grupului de lucru, am discutat înființarea unor centre, unor mici cooperative sociale în care să producem exact ceea ce știm noi să facem mai bine. Împletituri, târne, mături, măturoaie, coșuri și pe care să le valorificăm. Asta va fi de acum încolo, luând după un atestat, având deci o diplomă, o calificare, tot ceea ce să producem, încercăm cu autoritățile, îi rog și pe colegii noștri și prietenii noștri de la televiziune și presa locală să facă și dânsii lobby, demersurile necesare, ca să înființăm aceste întreprinderi. Ce ne dorim prin asta? Ca să, tot ceea ce produceți dumneavoastră, să putem să găsim distribuitori care să le ducă către orașe mari, către prefecturi, să nu mai importăm din Italia mături de plastic și să le dăm la aia de lucru la italieni și oamenii noștri să plece la cerșit, la căpătat sau la munci extraordinar de grele, umilitoare, în străinătate, când poți să stați acasă, să munciți, să dăm copiii la școală, să-și asigure un viitor numai pe educație și pe muncă. Nu mai doresc foarte mult pentru dumneavoastră și eu și colegii mei ca să demonstrăm oamenilor, majoritarilor, că nu toți, că într-adevăr sunt și cei care fac fără de legi, dar nu numai romii noștri o fac. Dar vreau să demonstrăm că dacă statul ne asigură condițiile necesare, vrem să muncim, vrem să ne integrăm bine, să stăm acasă lângă familiile noastre și ceea ce îmi doresc eu cel mai mult, știți, să dăm copiii la școală. Deci o să facem tot ce ne stă în putință în urma acestor cursuri pe care le-am făcut din bani europeni, să putem să găsim viață de desfacere și să stați să lucrați, să lucrați acasă, să nu mai plecați din străinătate. Vis-a-vis de ce a spus domnul Lițe cu proiectul acesta din Suedia, și norvegienii s-au alăturat, și danezii, și chiar vor să ne sprijine să muncim acasă. Lucru pe care sunt convins că și dumneavoastră vi-l doriți foarte mult, să nu mai plecați pe acolo și să lăsați copiii abandonați acasă, că vedeți câte necazuri, și mai ales că ne fiind părinții acasă, nu mai ca noi mai cerem cadrul prietenului copilului să ducă la școală. Mediator școlar, mediator sanitar, expert, cu băiatul ăsta cu rapira, chiar în fiecare an mă bucură că voi ați venit cu cei mai mulți copii la școala profesională și la liceu. Deci astea sunt dorințele noastre. Acum vedeți bine, facem cu tot ce... Aici, după cum știți, avem și cursul celălalt de ajutor de bucătari. Avem și pe celălalt de lucrători inserite, suntem o sută de oameni care practic integrarea noastră, nu numai copilului. De asta am invitat și colegii noștri de la presă, Bucerană, care ne-a pus prilejul, o să-i rog și o să-i invit să vină de fiecare dată să vadă rezultatele pe care dumneavoastră vi le doriți să le... Rolul nostru, Neagherele, să vă sprijini dumneavoastră să vă faceți treaba pe care ați învățat-o și care o știți să faceți. Dacă noi am avea un totdeauna... Iar noi să vă faceți rezultată muncă la oamenilor și ai noștri să stai cu păcuri. Să le generează și... Ați zis că a primărit?
Și are nevoie de așa. Corect, și stai acasă cu copiii, poți să-i dai la școală și să vină să-i dai de aici. Fiecare să-și facă asta. Eu i-am spus. Eu i-am spus de duminică. Așa e mai bună ca așa. Așa e mai bună ca așa. Alții zic că nu e problemă. Dar să revenim acasă, să replantăm și avem și de muncă și să avem și o atmosferă și... Așa. Nu prea. Da, mami, da. I-ai spus luna așa ca ai cai? Da? Și cum te-am acasă? Cum se cheamă curs? Да, да, да. Вот, 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 вот.